patru studenți ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca au adus pe scena Casei Municipale de Cultură Dr. Eugen Icoară lucrări ale unor mari compozitori precum Haydn, Mozart, Shostakovich. Quartetul Obermann din Cluj-Napoca este la primul concert din multele pregătite pentru această lună. Melomanii au aplaudat la scenă deschise reprezentația studenților, care au creat o atmosferă relaxantă pe toată durata spectacolului. Quartetul Obermann a fost înființat în anul 2011 de către elevii ai Liceului Vocațional de Arte din Târgu Mureș și actualmente studenți în anul 2 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Membrii quartetului sunt și Poș Peter la vioară, Cibi David la vioară, Magyaros Szilárd la violă, Gyarfas Blanca la violoncel. Concertul de la Reghin a deschis turneul pregătit de studenții clujeni în luna martie. Aceștia vor susține reprezentații în Odorheiu, Secuiesc, Sfântul Gheorghe, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Berlin. Thank you.